O acțiune de salubrizare a terenului din zona lacului Orășănesc a avut loc în orașul Florești. Cu toate că astfel de acțiuni se desfășoară de mai multe ori pe an, de fiecare dată inițiatorii acestor acțiuni de salubrizare doresc să atragă privirea și să le dea de gândit celor ce vin să se odihnească, dar lasă în urma lor numai deșeuri. Domnul viceprimar, să vă rog, cui a fost inițiativa acestei acțiuni de salubrizare a terenului? În conformitate cu planul de activitate al primăriei, tradițional, o dată la 3 luni, la inițiativa primarului, primarul interimar sau viceprimarul care este în funcție, se desfășoară o activitate de salubrizare a spațiilor verzi care înconjoară orașul Florești. Dispuși ca să informăm cetățenii orașului Florești că când vin la o odihnă, la un weekend, se fac curățenie după dânsii, se strângă tot frumos din cauza că la chiar în acest sector este aranjat un tumberon unde se poate decolecta deșeurile lăsate în urma odihnei. Cu toate că se află sub gestiunea ocolului Silvic Soroca, parcul de agrement unde a avut loc acțiune de salubrizare este unul din locurile de odihnă preferate ale floreștenilor. Elevii liceilor teoretice subordonate Miron Costin și Mihai Minescu, ocolul Silvic și colaboratorii primăriei Orășănești Florești sunt cei care, prin acordul lor, acest parc de agrement capătă o nouă înfățișare. Vă rog, cu ce scop a fost organizată această acțiune de salubrizare de astăzi? Această acțiune de salubrizare a fost organizată în primul rând ca o parte componentă a planului nostru de activitate a primăriei, deci de acțiune de salubrizare a parcului din zona Iazului Orășănesc. Totodată este una de mobilizare a societății civile pentru menținerea în ordine a spațiilor verzi și pentru a promova un mod sănătos de viață. Potrivit unor date din Fondul Ecologic, Raionul Florești a câștigat un proiect prin care au fost procurate tomberoane pentru colectarea deșeurilor din fiecare spațiu verde de odihnă.